duminică. Concluziile reuniunii de la Paris sunt reflectate și de Institutul pentru Studiul Războiului, care a precizat că Ucraina încearcă o operațiune tactică extraordinar de dificilă și că reușitele inițiale nu ar trebui exagerate. Ukraine's success in the counteroffensive would do two things. It would strengthen its position at any negotiating table that emerges, and it may have the effect as well of causing Putin to finally focus on negotiating an end to the war that he started. La rândul său, președintele francez Emmanuel Macron a declarat că această contraofensivă ar putea dura săptămâni bune. Elle a été préparée avec soin, méthode par une armée des dirigeants qui ont montré depuis un peu plus d'un an leur détermination, leur bravoure et l'excellence de leur sens tactique et de leur organisation. Et donc cette offensive a vocation à se déployer sur plusieurs semaines voire plusieurs mois. Între timp, în Rusia, Vladimir Putin a marcat ziua Rusiei printr-o apariție rară alături de soldații răniți în conflictul din Ucraina.